Miercuri, FC Argeș va juca în deplasare primul meci din acest retur. Elevii antrenați de Cristi Negru vor înfrunta pe FCM Târgu Mureș, formație care ocupă primul loc în seria a doua. Știți cu toții că miercuri susținem prima etapă din acest retur de campionat. După părerea mea este derbiul seriei, ținând cont că întâlnim lidera seriei a doua, FC Târgu Mureș. Meciul a fost amânat, cum știți cu toții, din cauza juniorului plecat la lotul la Under 19. Va fi un meci dificil, ținând cont că este primul meci. Începem cu un derby, dar eu am mare încredere în băieți, am și vorbit cu ei și mergem să ne adjugăm cele 3 puncte. Nu mă gândesc la meci egal, mă gândesc doar la victorie, ținând cont că avem un lot omogen, un lot valoros și v-am spus, am mare încredere în băieți, că se vor mobiliza la ora jocului și vom reuși să câștigăm jocul. Pentru partida cu FCM Târgu Mureș, Cristi Negru nu va putea folosi 3 jucători. Dan Lăcustă și Adrian Dulcea sunt accidentați, iar Cătălin Doman a fost trimis la echipa a doua. Doman este trimis la echipa a doua pe o perioadă nedeterminată. În momentul când va fi un băiat serios și va vedea de treabă, va reveni în lotul echipei mari. Asta depinde numai de el. În funcție de cum se va comporta la echipa a doua, cum va juca la echipa a doua, va reveni cât mai repede la prima echipă. Partida FCM Târgu Mureș-FC Argeș se va disputa miercuri de la ora 15.